În această dimineață s-a produs un eveniment rutier în zona Pizza Royal din municipiul Slatina. La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul biroului rutier, care în urma verificărilor au constatat că evenimentul s-a produs pe fondul neacordării de prioritate. În timp ce conducea un autoturism, o femeie din municipiul Slatina, la efectuarea virajului la dreapta, nu ar fi acordat prioritate unui alt autovehicul care circula regulamentar pe strada Primăverii. În urma impactului, autoturismul a fost proiectat în alte 3 autovehicule parcate. Nici o persoană nu a fost rănită, au fost produse doar pagube materiale. Cele 2 conducătoare auto au fost testate cu aparatul alcool test și nu se aflau sub influența alcoolului.